Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal, dacă nu îl supun votului dumneavoastră, cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, 19 voturi, procesul verbal a fost aprobat. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 16 februarie 2018. La fel, dacă nu sunt discuții, supun votului dumneavoastră procesul verbal. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, 19 voturi, procesul verbal a fost aprobat. Punctul 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 20 februarie 2018. Că nu sunt discuții, supun la aprobării dumneavoastră procesul verbal. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, 19 voturi. Procesul verbal a fost aprobat. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul reabilitare și extindere clădire, grădinița cu program prelungit numărul 13, aleea Trifoiului municipiului Tulcea și a indicatorilor tehnico-economici. Comisiile sesizate 1, 2, 5. Comisia 1, Comisia 2, Comisia 5. Sunt intervenții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, 19 voturi. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind anularea obligațiilor nefiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiați din Registrul Comerțului și scăderea societăților comerciale radiate din evidența fiscală. Comisiile sesizate 1, 3, 5. Comisia 1, Comisia 3, Comisia 5. Dacă nu sunt intervenții, supun votului proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotriva, abțineri. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru investiții non-profit, pentru activități non-profit de interes local și a ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în municipiul Tulcea. Comisiile sesizate 1, 3, 4 și 5. Comisia 1, Comisia 3, Comisia 4, Comisia 5. Sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre? Dacă nu sunt discuții, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, 19 voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului pentru realizarea investiției construirea ansamblu de locuințe pentru tineri specialiști din domeniul sănătății în regim de închiriere, situat în municipiul Tulcea, strada Spitalului numărul 46A, scara A și B, înregistrat la Agenția Națională pentru Locuințe sub numărul 061 din 20.05.2014, la Consiliul Local Tulcea sub numărul 1582 din 29.04.2014, la Consiliul Județean Tulcea sub numărul 80 din 25.04.2014 și la Direcția de Sănătate Publică Județeană Tulcea sub numărul 3578 din 29.04.2014. Comisiile sesizate 1 și 5. Comisia 1, Comisia 5,
Discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu, supun votului dumneavoastră. Voturi pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 27 metri pătrați, aflat în cotă indiviză cu municipiul Tulcea, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în municipiul Tulcea, strada Babadag, numărul 158, loc 13, și vânzarea acestuia către Mergeanii Gheorghe și Mergeanii Ecaterina. Comisiile sesizate 1, 3 și 5. Comisia 1? Comisia 3? Comisia 5? Dacă sunt intervenții, vă rog, domnul consilier. Dacă îmi permiteți, am discutat și în Comisia Economică și cred că mai discutasem și anterior, se făcuse de anul trecut ca un fel de cutumă în Consiliul Local, ca de fiecare dată când este o evaluare de acest gen, să se ia în calcul și grila notarilor. Grila notarilor publici. Și avem deja un istoric în care am ținut cont de grila notarilor. Și dacă mi-amintesc foarte bine și la ultima ședință de Consiliul Local în care am avut o evaluare de acest gen, am discutat că în expunerea de motive, măcar ca titlu informativ, ar trebui să fie prezentată și valoarea conform grilei notarilor, astfel încât Consiliul Local să poată avea la cunoștință foarte clar cum stăm vis-a-vis de grila notarilor. În comisie, domnul director a dus și valorile respective, iar asta am aprobat de Consiliul Local, dar un venit ar fi care acum înainte, în expunerea de motive, cu titlul informativ, să fie prezentată și această valoare. Nu decide ea, tot Consiliul Local va hotărâ, dar sau ultima notare acolo, menționăm că în grila notarilor, terenul din zona respectivă este evaluat la valoarea de X lectorul de pătrat. Vedeți că acelea de discuții le-am avut și noi în Comisia Juridică, de adevărat am verificat valorile din ghidul utilizat de birourile notarilor publice. Într-adevăr, valoarea rezultată din raportul de evaluare se încadra în acele valori estimative, de aceea nu am mai considerat, cel puțin Comisia Juridică, nu am mai considerat să propună vreun amendament. Într-adevăr, sugestia dumneavoastră, spunem că, zic eu că este binevenită, poate în raport, pe viitor, să se menționeze și valoarea din ghid, ca să nu mai existe niciun fel de discuții pe această temă. Mai puțin, eu nu știu dacă nu cumva încercăm să sugerăm ceva prin această grila notarilor, pentru că vă aduc aminte, expertul își asumă în totalitate răspunderea materială, penală, la tot ce înseamnă acea expertiză. Și eu bănuiesc că în expertiza pe care o întocmește ține cont și de grila notarilor. Nu știu dacă nu cumva, introducând un document în expunerea de motive, încercăm așa o dirijare cumva sau o alt gen de părere. Trebuie să vedem dacă nu cumva lucrurile pot fi interpretate altfel. Repet, evaluatorul, în momentul când prezintă evaluarea, întocmită pe cel puțin nu știu câte criterii, am convingerea, zic eu, că ține cont și de grila notarilor, nu știu dacă trebuie să intervine un plus în expunerea de motive cu un document din grila notarilor care să facă ce? Da, eu consider neavenit acest lucru. Poate ar fi mai bine să fie eventual evaluatorul aici și să dea niște răspunsuri venite din partea consilierilor lămuritoare. Eventual poate fi întrebat și dacă a ținut cont de grila notarilor, dar introducerea acestui document ca și bază de discuție printr-o expunere de motive, eu consider ușor neavenit. Dacă îmi permite să vă răspund, deci nu știu dacă este neapărat neavenit și mă simt obligat să vă dau câteva exemple. Inclusiv în hotărârile de astăzi, dar și în ianuarie, când am aprobat
furnizare de același gen sistemul afund ei, de fiecare dată valoarea evaluată era peste grila notarilor. Dar executivul primăriei trebuie să-și amintească faptul că la un moment dat grila notarilor era mai bine argumentată în cel puțin în schimb terenului față de evaluarea făcută. E adevărat ce spune și dumneavoastră că evaluatorul s-o afirmă, atunci și domnul director Părescu și doamna director economic au sesizat la fel ca și noi aspectele și contrezicul că s-a rezolvat problema. Dar, revin, este doar un caracter informativ. Nu obligă în absolut nimic, dar chiar și numai mențiunea că IAP-ul, Consiliul Local, consideră că un anumit teren este într-o anumită zonă și totuși este suficient pentru a face o grosieră verificare a evaluării și a corectitudinii evaluării. Cel puțin două exemple pot să vă dau în acest sens. Și cel puțin o dată în cursul anului trecut s-a constatat că raportul evaluatorului era sub valoarea grilei notarilor și în cazul respectiv, la propunerea comisiei juridice, am aprobat să mergem pe grila notarilor. Deci dacă atunci am făcut chestia asta, cred că ar fi foarte, foarte normal ca să se întâmple de fiecare dată, tocmai pentru a da o notă de corectitudine. Eu nu cred. Și în continuare consider că este un element în plus neavenit și fără relevanță. Vă spun pentru a treia oară. Expertul își asumă în totalitate valoarea expertizei. Consider că este oportun să fie expertul aici și să răspundă tuturor întrebărilor. Dar un document de genul ăsta introdus în expunerea de motive, eu nu sunt dispus să semnez o asemenea expunere de motive, mi se pare total irelevant. Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu supun aprobării dumneavoastră punctul 8, cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, 20 de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 235 metri pătrați, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Sălciilor, numărul 8 bis, și vânzarea acestuia către Fundația Română O Voce a Speranței și Școala Post-Liceală Sanitară Sfântul Luca. Comisiile sesizate 1, 3 și 5. Comisia 1? Favorabil. Comisia 3? Favorabil. Comisia 5? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă îmi permiteți, diapul, că totuși discutăm despre niște evaluări. Evaluatorul este aici? Păi de ce nu l-ați invitat? Pentru că iată, putea să răspundă unei întrebări de genul venite din partea consilierilor, domnul evaluator, în grila noastră de calcul, ați ținut sau nu ați ținut cont și de grila notarilor? Nu? Trebuie invitat aici. Că așa era normal, să vină să dea niște explicații, la care nici eu nu pot să răspund, nici tu, nici consilierii. Pentru că expertul, repet, are o metodă de calcul pe care și-o asumă prin semnătură și ștampilă și poate să răspundă. Da, domnule, am ținut cont sau n-am ținut cont? De ce n-ai ținut cont? Că el trebuie să răspundă. Din păcate m-am pus în vină. Suntem vizați noi de acest proiect de hotărâre și lămurirea de aș numi domnului din fața mea vis-a-vis de sarcina pe care o poate avea expertul, sunt binevenite pentru oricine. Nu trebuie să fie în cauză un pertant și cineva să se îmbogățească fără justă cauză. La nivelul unei cauze judiciare, o expertiză poate fi contestată, iar instanța admite motivat să refacă raportul de expertiză dacă sunt anumite lacune sau erori. În situația noastră, noi, beneficiarii, nu avem nicio șansă ca să chemăm la ordine pe expert și să-i atragem atenția că trebuie să țină seama de grila notarilor publici. Și atunci, domnule primar, dacă apreciați util și noi considerăm că se impune, ca într-o ședință de Consiliu
viitoare să fie prezent expertul care a făcut evaluarea. Asta am și spus. Și vreau să, nu vreau să atrag atenția, vreau să amintesc spusele domnului din fața mea, nu știu ce, dacă este consilier sau nu este, dar a argumentat juridic corect. Trebuie să se țină seama de grila notarilor publici, cel puțin orientativ. Și ar mai fi o posibilitate, și colegii mei avocați pot să confirme acest lucru, ca în mod, dar motivat, expertul să facă un supliment la raportul de evaluare respectiv. Și cu privire la speță, cei 235 de metri pătrați este teren construit și acesta este evaluabil la 90 de euro. Dacă ar fi fost neconstruit, era de 140 de euro. Nu am grila notarului public, pentru că și acea grilă este inaccesibilă unui curios. Deci vă rog să primiți această intervenție și să o admiteți și să considerați că acesta fie citat, nu citat, impropriu spus, chemat acei expertul evaluator. Vă mulțumesc! Dacă îmi permiteți, credeți, să spun domnule Andrei, domnul Andrei, cu Dorințiu, cred că a fost un pic greșit înțeles. Deci niciunul dintre noi nu contestă orice raport sau un raport de evaluare. Este doar răspunderea respectivă. Nu cerem prin Comisia Economică, nu am cerut ca în evaluare să intre într-o anumită formulă de calcul grila notarilor. Eu am vrut doar să amintesc faptul că astă primăvară, într-o hotărâre de același gen, nu s-a ținut cont de raportul de evaluare, care a fost considerat incorrect datorită faptului că era sub valoarea grilei notarilor, iar schimbul respectiv s-a efectuat la valoarea din grila notarilor. Și atunci, toți cei de față am aprobat acel schimb cu aceste condiții. Grila notarilor. Mi se pare absolut normal ca tot ce s-a întâmplat anul trecut să rămână ca o regulă pe tot parcursul acestui mandat, să spun așa. Pentru că nu putem la un anumit schimb să ținem cont de grila notarilor pentru că e mai mare, iar la alte schimburi să nu ținem cont de grila notarilor în cazul în care ar fi mai mare. Și atunci, de asta trebuie doar să fie introdusă pentru caracter informativ. Deci asta era domnul Andrei. Este doar pentru caracter informativ. Bineînțeles că valoarea stabilită de evaluator poate să fie contestată doar în justiție și doar eventual de un alt evaluator. În niciun caz noi nu o să dăm modul de evaluare sau modul de lucru al evaluatorului. Sper să fi fost înțeles acum. Deci avem deja un istoric. Trebuie să fim consecvenți. Ce am făcut astă primăvară trebuie să facem până la sfârșit. Bun, eu chiar nu mi-aduc aminte de episodul de astă primăvară, dar mi se pare ușor de neînțeles să nu țin cont de raportul unui evaluator și să vând terenul după grila notarilor. Pentru că grila notarilor nu poate să fie obiect de discuție sau document legal în care zic, domnule, eu nu țin cont de evaluator, eu hotărăsc să vând după ce spun notarii. Nu știu dacă s-a întâmplat așa ceva, nu mai mă aduc aminte, eventual poate să confirme DIAP-ul, dar în logica domnului Andrei, eu sunt dispus să retrag proiectele de hotărâre care stabilesc valoarea terenului în cauză și să le readucem în discuție luna viitoare cu obligativitatea din partea expertului să fie aici și să dea toate lămurile necesare. Pot să fac acest lucru. Nu e nevoie să retrageți proiectul pentru că nu a fost contestat. Era vorba doar de o informare. Iar în cazul ăsta s-a și spus că raportul este pur și simplu aprobat de toată lumea. Bine, supuneți-l la vot atunci. Doamna consilier Flandre. Da, mulțumesc, doamna președintă. Realitatea este că eu, cel puțin, am încercat să aflu dacă există vreo posibilitate ca persoanele direct vizate de aceste rapoarte de evaluare, și o să rog pe cineva de la DIAP să-mi răspundă, pot lua cunoștință despre acest raport de evaluare anterior momentului în care acestea se află la mapa consilierilor. Și o să vă spun de ce. Pentru că din punct de vedere juridic, și aici cred că nu pot fi contrazisă, ceea ce poate face un eventual beneficiar
al acestei hotărâri, după ce ea a fost aprobată, este eventual, nemulțumit de acest raport de evaluare, să conteste în contencios administrativ hotărârea de Consiliu Local. Însă obiectul acțiunii în contencios administrativ nu va putea fi niciodată raportul de evaluare, pentru că acest raport de evaluare are o altă modalitate de a fi contestat. Și, într-adevăr, apropo de ceea ce zice domnul Țiu, nu trebuie să uităm că, la un moment dat, au fost rapoarte de evaluare care au stabilit niște sume de două ori mai mari decât grila notarilor, și aici sunt unii dintre consilieri chiar, și nu este niciun secret, este vorba de domnul consilier Șacu, care a plătit aproape de două ori mai mult decât era prețul pe grila notarilor, a fost o chestiune de afacere asumată. Însă, există alte persoane sau există persoane juridice care doresc să știe ce reprezintă acest raport de evaluare și care este suma. La momentul acesta nu are nicio posibilitate să afle despre această chestiune. Poate doar să vină în ședința de Consiliu Local și să se întâmple o situație nedorită ca aceea în care să nu fie de acord să-și spună public această nemulțumire, dar mai mult decât atât nu poate să facă. Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui să existe o modalitate prin care, 1, într-adevăr, raportul acesta de evaluare să fie cunoscut persoanei care urmează să cumpere, dacă există vreo modalitate prin care respectiva persoană să conteste acea valoare, să o facă și nu împiedică cu nimic să fie adusă la cunoștința consilierilor locali, și să nu pornim neapărat de la ideea că dacă vrea să vândă, să cumpere, persoana juridică sau persoana fizică va cumpăra indiferent de preț. Iar în ceea ce privește chestiunea domnului Țiu, domnul Țiu, puteți fi sigur, Comisia Juridică întotdeauna studiază ceea ce se întâmplă cu grila notarilor, așa că poate ar fi o chestiune în plus să fie trecută în raportul de evaluare ce înseamnă. Și da, consider că este absolut necesar ca cel care face evaluarea să fie prezent, pentru că juriștii, economiștii și toți cei prezenți am putea să-i punem întrebări cu privire la modalitatea în care a stabilit acest preț. Vă mulțumesc. Sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu, toată lumea e lămurită, să pun votului dumneavoastră proiectul de... Nu. O să-l retrag, da. S-a sugerat din plenul Consiliului Local că nu e cazul. Cum doriți. Avizul a fost pozitiv. A fost doar o recomandare, ceea ce v-am rugat, și nu e prima dată când rugăm chestia asta. A fost foarte clar doleanța persoanei care are acest proiect de hotărâre, a domnului avocat Andrei, care a zis că într-o ședință viitoare ar dori să. Poate nu înțelege că dacă îl aprobăm acum, nu mai este o ședință viitoare pe acest subiect. Corect. Ar cred că a plecat. Nu, este în sală. Domnul Andrei. Scrie de colegialitate să fac acest lucru, pentru că, într-adevăr, din punct de vedere juridic, cred că în acest moment, prin faptul că dumneavoastră nu știți anterior momentului la care, decât, mă rog, prin surse, prin modalități neoficiale, care este evaluarea, poate că ar fi bine să există o modalitate prin care luați la cunoștință și puteți să faceți anumite, deși, în esență, nu știu, cum considerați. Repet, știți, înțelegeți că dacă noi votăm acum, o ședință viitoare cu privire la această sumă, reamintesc că mai sunt niște proiecte de hotărâri, niște hotărâri pe care noi le-am aprobat, cu niște bunuri evaluate, și urmarea sumelor stabilite, oamenii nu au mai venit să mai cumpere. Și cred că... Suntem descoperiți la capitolul studiu raportului de evaluare. Noi avem doar cifra. Nu știm ce elemente a avut în vedere evaluatorul. La instanță știți cum stau lucrurile. Acolo ai dosarul în față, ai obiectivele stabilite de către instanță, iar expertiza poate fi contestată, poate fi refăcută, poate fi numit un alt expert, dacă există dubii cu privire la corectitudine. Dar în ce mă privește sau în ce ne privește, nu avem niciun element decât 140 de euro pe metru pătrat. Și atunci, presupunem că nu a ținut seama de și de alte elemente, nu de prețul pieței, care ar fi fost corect. De grila notarilor despre care se tot discută și nu este, este doar opinie, poate fi contrazisă de oricine, motivat. Grila notarilor publici nu este o glumă, pentru că aceasta atrage sancțiuni de tot felul, dacă declar notarul un preț neserios. Și atunci, eu am sentimentul că trebuie să apreciem
grila notarilor ca fiind lege pentru toată lumea. Nu mijloc de informare sau care poate fi sau nu poate fi ignorat. Motiv pentru care s-a și discutat de niște situații precedente. Când prețul pe metru pătrat a fost apreciat dublu față de cel real și așa mai departe. Eu vă mulțumesc. Este clar că nu puteți să intrăm în discuție cu un alt evaluator. Acest evaluator a fost selectat în urma unei proceduri legale. Repet, noi nu putem să spunem, domnule, nu mai vorbim cu dumneata, vorbim cu celălalt evaluator, că nu avem voie și cred că toată lumea știe acest lucru. Pentru a lămuri totuși aceste chestiuni, eu cred că este bine să le retragem pe toate trei, cu obligația DIAPU ca data viitoare evaluatorul să fie prezent inclusiv la nivelul comisiilor, dacă se poate, și să răspundă unor întrebări. Primul a fost votat. Da? Optul a fost votat. Mă rog, ultimile două atunci. Dacă nu s-a ridicat problema asta... Da? Deci dacă unul s-a votat, îmi pare rău, rămâne votat, celelalte două le retrag ca să... Plenul Consiliului Local să fie în situația să poată să primească niște răspunsuri. Deci, încă o dată, vă rog frumos să înțelegeți că executivul nu poate sugera nimic la nivelul executorului, evaluatorului, pardon. Pentru că știți ce înseamnă acest lucru. Aceeași discuție am avut-o și cu cabinetele medicale. Dar, domnul primar, nu puteți că evaluatorul... Nu putem! Vă dați seama ce înseamnă acest lucru. Să chemi evaluatorul să-l întrebi, domnule, dar dumneata ții cont sau nu ții cont de grila notarilor? Și ăla să mă întrebe, dar dumneata în ce calitate mă întrebi? Că eu mi-asum răspunderea aici. Pun ștampila și semnez. Deci, vă rog mult de tot, înțelegeți că nu putem să dansăm cu legea. Nu pot să crezi niciun fel, nici măcar nu vreau să-l văd, nici să-l cunosc, nici să nu știu cine e. Dar mi-te să-i mai și sugerezi modalități de lucru. Nu se poate așa ceva. Dar, repet, putem să-l obligăm să vină și să dea explicații. Dacă îmi permiteți, cred că totuși am ajuns cu discuția mult prea departe. Deci, la vremea respectivă s-a stabilit, printr-o hotărâre că valoarea va fi maximul dintre valoarea evaluată și grila notarilor. Atât și nimic mai mult. Așa cum s-a făcut atunci, același lucru trebuie să-l păstrăm și de acum înainte. Valoarea de schimb va fi maximul dintre cele două valori. Valoarea evaluată și grila notarilor. Ca să poți să stabilești maximul dintre cele două valori, trebuie să ai acea valoare. Este extraordinar de simplu. Cel puțin așa cred eu. Dacă îmi permiteți, văd că domnul Mocanu Iulian este același expert evaluator care a evaluat și 16.588 de metri de faleză. Și vine din Vrancea, să înțeleg că are o prioritate în a prelua toate evaluările? A fost selectat PSA. Ah, ok. Nu, dar am vrut să precizez că este același evaluator care a venit în ședința extraordinară. Da. Ok. Se face baza legii, cel mai mic preț. Am înțeles, am înțeles. Cele două proiecte au fost retrase, da? Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, 11. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 145 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Tulcea numărul 133 din 30.10.2008, cu modificările și completările ulterioare, aferentă bunului imobil, infrastructură de acces, cheu portuar. Comisiile sesizate 1 și 5. Comisia 1? Comisia 5? Discuții pe marginea acestui punct? Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mai aici. Voturi împotrivă, abțineri. Proiectul a fost aprobat cu 20 de voturi. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Elizeului, înregistrată la poziția 34 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Tulcea numărul 133 din 30.10.2008, conform măsurătorilor topocadastrale, de la 5.775 m²
la 24.491 metri pătrați în vederea înregistrării în cartea funciară. Comisiile sesizate 1 și 5. Comisia 1? Comisia 5? Discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu, spun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, 20 de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea, terenului suprafață de 496 metri pătrați, situat în Tulcea, Aleea Merișor numărul 2 și concesionarea acestuia prin încredințare directă către Banc Post S.A. Comisiile sesizate 1 și 5. Comisia 1? Comisia 5? Discuții? Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, 20 de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 14, proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație a terenului în suprafață de 50 de metri, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Victoriei numărul 99, pentru amplasarea unui panou publicitar tip Unipol. Comisiile sesizate 1 și 5. Comisia 1? Comisia 5? Aviz favorabil. Discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu, supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 20 de voturi. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 15. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație a unor spații din cadrul stadionului Delta, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Tineretului numărul 2. Comisiile sesizate 1 și 5. Comisia 1? Comisia 5? Discuții? Dorește cineva din sală să ia cuvântul? Cine sunteți? Spune. La microfon, domnul. Unde e? La în fața noastră. Avem. De asta la învățător, îmi pare rău. În 2017 ați emis o hotărâre de Consiliu Local prin care ați stabilit și niște prețuri la stadionul Delta. În baza acelei hotărâri, noi am înaintat o solicitare către DIAP prin care cerem acordarea unor spații care vor stabili conducerea și prețurile respective care au fost stabilite. Acum se vine cu o chestiune de licitație. Întrebarea este, este normal ca după o hotărâre emisă în noiembrie acum să vină cu altă hotărâre prin care se scoate la licitație același bun? Pe la DIAP, dacă ne puteți da un răspuns. Se poate multe ori ajuns la noi și v-am explicat tot de trei ori că fiind domeniul public ca municipiul Tulcea, numai prin licitație se... Deci, ce spuneți dumneavoastră, s-a aprobat un regulament cu tarife la fiecare spațiu în parte. Deci, că prin acel regulament nu s-a aprobat și modalitatea de atribuire, de închiriere. Sau, deci, la anexa 1 și 2 au fost mai tarifele de închiriere la spațiile pe care le avem acolo. Care trebuiau acordate unor entități sportive. Deci nu, numai prin licitație. V-am înaintat o adresă pe 3 ianuarie și nu ați răspuns în decurs de 45 zile, nu răspuns la aceasta. Am spus că nu mai vine citație. Mi-a spus verbal. Acum aprobăm un caiet de sarcini și instrucțiune pentru citație. Ceea ce înseamnă că mai durează nu știu cât și ce mi se pare absolut anormal că să faceți o licitație pentru o mișcare sportivă. Să călcăm legea. Deci nu mă pot joca. Nu să călcăm legea. Deci mergem pe lege. Aș vrea și eu câteva cuvinte legate licitație. Cel puțin domnul director, licitația o să o facă cu Giurgiu, cu cine o să o facă, că e vorba de o singură echipă. Dar revin asupra discuției de ieri și vă rog, cât durează? În cât timp? Cât pare posibil. Dacă avem astăzi aprobat caietul de sarcini și instrucțiunile, de mâine putem demara procedura. Bine, vă mulțumesc. Și procedura cât durează? Păi ne țineți în ianuarie, ne țineți. Dacă îmi permiteți. Caietul de sarcini este finalizat, fiindcă dacă nu este finalizat astăzi, o să dureze foarte mult.
E vorba de singura echipă fanionă, să zicem așa, al Tulce și a județului Tulcea. Era bine dacă la ora actuală era finalizat caietul de sarcini și licitația se făcea conform legii. Dar până se face caietul de sarcini, până se aprobă, deci durează câteva luni. Dacă s-ar putea găsi o soluție ca să fie mai repede finalizată această acțiune. Fiindcă dacă ar fi fost vorba de o altă licitație, se rezolva mult mai repede. Dar nu prea este apreciat sistemul sportiv la noi, fiindcă este subapreciat. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Cred că primul pas este să aprobăm acest proiect de hotărâre care reglementează toată modalitatea de realizare a licitației. După ce se aprobă această hotărâre, urmează să... Vreau să dau exemple, dar înainte o echipă de fotbal tot reprezentativă și cu rezultate bune și sub conducerea domnului viceprimar și a domnului primar a locuit în acel stadion fără să fie licitată, fără să fie... Și aceasta este singura echipă cu caracter național de fotbal. Că e bună, că e rea, înseamnă că n-am lucrat noi bine la nivel tehnic. Dar asta nu înseamnă că ea nu poate să stea acolo. Dumneavoastră ați avut rezultate extraordinare, vi le recunoaște toată lumea. Din anumite motive v-ați retras, au intrat într-o chestiune, lăsați-ne și pe noi să încercăm ceva. Am promovat tineri din județ, din oraș. Nu se poate să stăm pe drumuri, să închiriem peste tot, pe la internate și pe la... Deci e o chestiune care e singura echipă de caracter național, de divizie în fotbalul tulcean. Nu ne place că ea a fost sub altă conducere, că a fost fondată de nu știu cine. Nu are importanță. Haideți să le dăm drumul și la copii și să facă ceva. Stăm cu trai stambăți pe la un hotel, pe la un internat. Nu e așa. Și stadionul stă, efectiv, sunt 5 camere în care putem caza echipa asta care e reprezentativă. Prima etapă are sâmbătă, jucăm cu Steaua. E o chestiune. Seamână. Poftim? Seamână. Seamână, dar tot jucăm. Nu scăpăm de chestia asta. Așa că... că nu are nicio importanță, într-adevăr. Dacă da, mă rog. Acum e regulă. Eu. Nu sunteți dumneavoastră, că dumneavoastră ați fost totdeauna pentru sport și pentru fotbal și am colaborat peste 20 de ani. Dar ar fi o utopie ca să fie închiriate spațiile altei societăți. Și în timp ce și echipa noastră, echipa orașului să aibă unde să stea, până știu pe unde. Alte spații unde... Domnul doctor, singurul impediment care duce la acest sistem, mai să spunea, legic, era că Delta de Odinioară era și echipa Consiliului Local și a Consiliului Județean. De aici a pornit toată chestiunea. Dar dacă caietul de sarcini este gata, este făcut, domnul director, dați-ne o dată, cât de scurtă. Domnul consilier, dacă îmi permiteți, raportarea ce s-a discutat aici, în documentele de la mapă avem și caietul de sarcini, iar ca procedură de licitație se menționează că la această licitație pot participa asociațiile sau cluburile sportive autorizate în condițiile în care sunt declarate calificate de către Comisia de Calificare. Deci nu se pune problema să participe alte societăți comerciale sau, știu eu, alte entități care nu au activitate sportivă, nu sunt organizate sub forma aceasta. Deci nu ar trebui să existe astfel de temeri. Da, vă rog, domnul consilier. Acolo sunt trecute tarifele explicit, atât la zi, cât și la lună, cât și pentru cine vrea să închirieze un an. Am înțeles în Comisia Economică de ce este neapărat necesar să facem licitația aceasta prin caiet de sarcini, deși recunosc că eu am avut anumite rezerve, tot printr-un regulament de același fel. Noi am stabilit un culoar de la bazinul de nord la ce valoare se poate închiria. Și chiar am întrebat pe domnul director să înțeleg că se face licitație ca este sarcini și la fiecare culoare la bazinul de nord. Nu, pentru că am dat o hotărâre de Consiliul Local prin care am statutat exact valoarea. Prin hotărârea din noiembrie am crezut
la vremea respectivă, că este statutat, iarăși, foarte clar, tarif zilnic, tarif lunar, tarif anual, cu un anumit discount pentru cine închiriază într-un an. Bun, ca să fim mai catolici decât toată, este să organizăm și această licitație, deși este evident că nu o să vină nimeni din afara județului să locuiască în stadionul de. Dar ca și propunere de rezolvare a situației pe termen scurt, să zic așa, ar fi, cel puțin așa vă propun eu, două variante diferite. Varianta 1, se continuă procedura de licitație prin care puteți sta cine aprobat și se face contractul pe un an de zile, așa cum am solicitat grupul de sărbat, dar în baza hotărârii din noiembrie, noi putem acorda pe o lună de zile doar închirierea respectivă oricărei entități sportive. Cum la data de astăzi, singura entitate sportivă care și-a dorit să închirieze acest teren este clubul de fotbal pe care îl reprezintă domnul Cojocaru, vă propun ca începând de mâine sau cât mai repede cu putință să se facă acel contract de închiriere doar pentru o lună de zi, în condițiile hotărârii de Consiliul Local, pe termen scurt, adică, și în luna aceasta, în care se poate sta acolo, se va plăti, se va respecta regulamentul pe care l-am aprobat atunci în noiembrie, se termină și licitația organizată, urmând ca acel contract să fie făcut pe un an de zile, așa cum se poate. Eu cred că asta e o soluție care respectă și regulamentul pe care l-am modificat în noiembrie, respectă și caietul de sarcini, respectă acolo. Vă mulțumesc! Mulțumim, dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri? 20 de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Mulțumim. Ordinea 16. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea, a terenului în suprafață de 45 de metri pătrați, situat în Tulcea, strada 14 noiembrie, spate bloc S2, și închirierea acestuia prin licitație pentru destinația de anexă depozitare pentru diverse activități. Comisiile sesizate 1 și 5. Comisia 1? Comisia 5? Discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu spun votului dumneavoastră, cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 20 de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 17. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea, terenului în suprafață de 154 metri pătrați, situat în Tulcea, strada Rozmarin, fără număr, atribuirea acestuia în folosință gratuită, parohiei Sfântul Nicolae și aprobarea planului urbanistic zonal, schimbarea destinației fostului PT26, în vederea amenajării unui așezământ social pentru copii, strada Rozmarin fără număr, cu regulamentul local de urbanism aferent. Comisiile sesizate 1, 2 și 5. Comisia 1. Comisia 2. Comisia 5. Discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 20 de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal, construire locuință P+1, intravilan, Tarla 20A288, număr cadastral 41568, Tulcea, și a regulamentului local de urbanism aferent. Comisiile sesizate 2 și 5. Comisia 2? Comisia 5? Discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre? Dacă nu sunt discuții, supun votului dumneavoastră proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 20 de voturi. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal, consolidare și mansardare locuință existentă, extravilan, strada Orizontului numărul 31, Tulcea, a regulamentului local de urbanism aferent și introducerea în intravilan a suprafeței de 250 metri pătrați prin extinderea intravilanului municipiului Tulcea. Comisiile sesizate 2 și 5. Comisia 2? Comisia 5? Discuții pe marginea acestui proiect?
Dacă nu, supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 20 de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal construire hală pentru întreținerea și reparația autovehicolelor, împrejmuire și formă, strada Viticulturii numărul 18, Tarla 67, parcelă A 20.035, număr cadastral 31.837 Tulcea și a regulamentului local de urbanism aferent. Comisiile sesizate 2 și 5. Comisia 2. Spațiu comercial și servis autostrada Isaccea numărul 111 Tulcea și a regulamentului local de urbanism aferent. Comisiile sesizate 2 și 5. Comisia 2. Comisia 5. Discuții? Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 20 de voturi. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu construire spațiu comercial strada Orizontului numărul 280A Tulcea. Comisiile sesizate 2 și 5. Comisia 2. Comisia 5. Discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 20 de voturi. Da? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu construire imobil P+3 cu destinația de spații comerciale și apartamente strada Bucovinei numărul 21. Comisiile sesizate 2 și 5. Comisia 2. Mulțumim. Comisia 5. Discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre? Dacă nu, supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20 de voturi. 19 voturi. 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului pentru numirea finală numărul 3707 din 7-2-2018 al Comisiei de Selecție și mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Tulcea în adunarea generală a acționarilor de la Societatea Transport Public S.A. pentru numirea membrului în Consiliul de Administrație a acestei societăți. Comisiile sesizate 3 și 5. Comisia 3. Comisia 5. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, dacă nu sunt discuții, supun votul votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 20 de voturi. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții și a statului de personal al Direcției de Întreținere și Administrare Patrimoniu. Comisiile sesizate 3 și 5. Comisia 3. Comisia 5. Sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre? Dacă nu sunt discuții. Votul împotriva. Următoarele două puncte de pe ordinea de zi sunt două informații. Comunicarea locală de evidență a persoanelor. Dacă sunt discuții pe marginea acestor informări? Dacă nu, Consiliul Local ia act de cele două informări. Trecem la punctul proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 42.000 de lei din bugetul local al municipiului Tulcea pe anul 2018 pentru acordarea unei subvenții asociației Mâini Întinse
în conformitate cu prevederile legii numărul 34 pe 1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială. Comisiile sesizate 1, 3, 4 și 5. Comisia 1, Comisia 3, Comisia 4, Comisia 5. În discuții? Nu cred. Pun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, 20 de voturi. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 16.200 de lei din bugetul local al municipiului Tulcea pe anul 2018 pentru acordarea unei subvenții parohiei Sfântul Nicolae în conformitate cu prevederile legii numărul 34 pe 1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială. Comisiile sesizate 1, 3, 4 și 5. Comisia 1. Comisia 1. Comisia 3. Comisia 4. Comisia 5. În discuții? Nu cred. Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotriva, abțineri. Cu 20 de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Și am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi. Diverse. Sunt câteva materiale pe care le aveți și dumneavoastră la mapă. Avem și de această dată la mapă un memoriu al Asociației de Părinți al Liceului de Arte George Georgescu din... Este cineva de la... Alesă dumneavoastră în cazare de reprezentant al Asociației George Georgescu. Stimate domnule primar, stimați consilieri, nu vreau decât să vă spun că mă adresez dumneavoastră în calitate de reprezentant al Asociației de Părinți George Georgescu din Tulcea pentru a ne exprima punctul de vedere ca urmare a discuțiilor instituționale și a apariției în presa unor articole care au pus în lumină adevăratele intenții ale reprezentanților școlii numărul 5 de a prelua abuziv corpul B al liceului de altă George Georgescu. Memoriul a fost depus. Capacitatea dumneavoastră de analiză și de decizie este cea definitorie. Sunt aici doar dacă este nevoie să răspund unor întrebări și să apăr drepturile copiilor de la liceul de artă George Georgescu. Mi-e păcat că s-a ajuns la situația aceasta în care două asociații de părinți au ajuns să se războiască. Eu cred că vor trebui găsite soluții ca activitățile în cele două unități de învățământ să se desfășoare cât se poate de normal. Nu decidem nici acum și nu putem să facem apreciere asupra modului în care s-a luat, se dă acel corp. Există factori de decizie, spun eu, și inspectoratul școlar și cele două școli poate vor trebui să ajungă la o discuție de comun acord, să se găsească o soluție. Soluția nu este aceea de a-i da pe unii afară ca să intre alții. Mă refer și la o școală și la cealaltă. Nu aceasta este soluția. E normal, e de admirat că fiecare părinte dorește ca să asigure un spațiu cât mai adecvat pentru copilul său. Dar soluțiile trebuie căutate și trebuie găsite, spun eu, printr-un dialog între toți factorii de decizie. Corect. Și vă mulțumim, dar a trebuit să luăm atitudine pentru că altfel ar fi părut că suntem pasivi și că nu ne pasă cu ceea ce s-ar putea să li se întâmple copiilor noștri. Avem
de plină încredere în decizia autorităților. Nu ne-am gândit vreodată că s-ar putea ajunge să se întâmple un asemenea abuz, dar reprezentarea și prezența mea a fost doar din poziția de a avea atitudine. Și vă mulțumesc frumos. Dacă vă pot ajuta cu anumite aspecte concrete legate de ceea ce e scris în memorie, o voi face cu mare plăcere și vă mulțumesc pentru timpul acordat. Mulțumim și noi. Doamna președinte, dacă îmi permiteți. Și în cadrul Inspectoratului Școlar Tulcea a fost adresat acest memoriu, inclusiv Inspectoratul Școlar Tulcea a încercat și încearcă să găsească o soluție, dar la momentul acesta nu vă promite nimeni că există vreo soluție. Doi, nimeni nu a luat niciun corp de clădire abuziv. Totul a fost legal, dat printr-un act de Consiliu Local. Știu. Și atunci, sigur că și Consiliul Local și Inspectoratul Școlar, în momentul de față, caută soluții. Corect, da. Mulțumim. Oricum, soluția optimă, la un moment dat, în opinia părinților, în acel memoriu, soluția optimă era ca acești copii de la liceu de arte să părăsească acel spațiu oarecum, ceea ce nu cred că noi, ca părinți, considerăm optim. Despre acest aspect era vorba și cred că se va face ceea ce este drept și corect pentru toți copiii acestei comunități, pentru că, dacă stăm bine să ne gândim, vorbim despre o ofertă a învățământului public de masă, în care trebuie să ne limităm la condițiile și facilitățile pe care totuși acest sistem de învățământ le oferă. Cu toții ne dorim școli europene, școli la standarde americane, dar să luăm în calcul și faptul că totuși noi funcționăm în școli foste comuniste, care au fost proiectate într-un anumit fel și încercăm să ne adaptăm acestor condiții. Atât am avut de spus. Vă mulțumesc frumos. Da, de ce neapărat americane? Nu poate să fie și europene? Trebuie să fie neapărat americane? Și europene și americane, am spus. Bun, haideți ca să închidem acest subiect, pentru că cred că mai mult factorul emoțional acționat aici decât situația în sine. Eu n-am vrut să intervin luna trecută pentru că domnul care reprezenta cealaltă asociație de părinți a zis că el vrea să se adreseze Consiliul Local și am considerat că e bine să nu intervin. Puteam să nu fac nici acum, cu toate că în final rezolvarea rămâne în zona executivului, nu a consilierilor local, cu tot respectul. Ca dovadă că lucrurile sunt cunoscute de către executiv, vreau să vă spun că circa acum 3 săptămâni, dacă nu chiar o lună, în urma tot așa unui memoriu, nu mai știu din partea cărei asociații, am invitat la discuție conducerea Inspectoratului Școlar General și pe cei doi directori. Și am conchis împreună, luând așa pe degete eventualele posibilități, că nu există o altă soluție decât fiecare să stea și să-și desfășoare activitatea școlară acolo unde este, fără ca să creeze, să spunem, turbulențe în zona uneia din instituții. Pentru că aceasta este situația, altă variantă deocamdată nu există, dacă am invocat-o înseamnă că am introduce termen nereal, s-a lămurit și cu clădirea tribunalului, care era un subiect de discuție sau posibilitate că nu se poate. La vremea respectivă am luat la inventat toate instituțiile școlare în ideea de a identifica o variantă și toată lumea a ajuns la concluzia că nu există nicio altă variantă de spațiu și că este bine ca acele două școli să coabiteze așa cum au coabitat și până acum și să-și desfășoare activitatea instructiv-didactică așa cum a făcut-o și până acum, fără să apare aceste ieșiri emoționale, evident nu de la nivelul corpului didactic, pentru că am convingerea corpul didactic a înțeles, ci la nivelul asociațiilor de părinți. Evident că fiecare dintre asociații au un punct de vedere care este motivat, este valabil, este adevărat pentru ambele școli, pentru că orice școală își dorește să aibă posibilitatea unor spații excedentare ca să dezvolte și alt gen de activități care derivă din procesul instructiv, didactic, educativ, dar neavând altă variantă, trebuie să rămânem acolo unde suntem
și să nu creăm anumite probleme. Deci eu am convingerea că la nivel de inspectorat școlar s-a înțeles, directorii celor două școli au înțeles, acum că mai apar anumite reacții, repet eu, mai mult emoționale la nivelul comitetelor de părinți, eu înțeleg, sunt justificate, dar nu există altă variantă. Deci eu vă spun cu toată sinceritatea că sintagma asta, inspectoratul școlar va găsi alte soluții, nu există alte soluții, ca să fim bineînțeleși. Nu există alte soluții. Fiecare să stea să-și desfășoare activitatea de învățământ acolo unde este, pentru că s-a și spus în mod natural, e foarte posibil ca în următorii 2 ani populația școlară să scadă atât de la o unitate școlară cât și de la cealaltă și până la urmă în mod natural și firesc lucrurile să se așeze. Dar un alt spațiu disponibil acum ca să fie pus la dispoziția ori a liceului de artă George Georgescu, ori al școlii generale Elena Doamnă, nu există. Dacă v-aș spune că există, v-aș minți. Și nu vă fac acest lucru. Așa că eu îndrum cu tot respectul cele două colective de cadre didactice să-și desfășoare activitatea în continuare, așa cum a desfășurat-o și până acum. Și cu tot respectul pentru părinți să înțeleagă că nu avem altă posibilitate și că nu cred eu că a fost nicio atitudine agresivă de a invada teritorii, ca să spunem așa, dintr-o parte sau din alta. Și acum, ca să fac o glumă, dumneavoastră ați invocat un articol din presă. Păi dumneavoastră chiar vă luați după presă? Dar alte informații nu putem să vehiculăm. Trebuia să ne bazăm pe date concrete. E o glumă, am spus de la început. Mulțumesc. Mulțumesc. Ca să lămurim discuția asta și să nu mai... Și chiar n-aș vrea să mai apară alte memorii, acum să vină cei de la 5, pe care dumneavoastră iarăși alte memorii, sau înțeles, ne vedem fiecare de treabă acolo și dorim deopotrivă succes ambelor instituții școlare, de prestigiu, de altfel amândouă. Mulțumesc. Mulțumim și noi. Mulțumim. Dacă sunt alte discuții pe marginea materialelor aflate la mapele dumneavoastră, există o informare cu privire la situația de la transport public, o petiție a doamnei dr. Ganea Maria. Să luăm pe doamna. Bună ziua, sunt doctorița Ganea Maria, medic de familie la CMI Dr. Ganea, strada Tineretului numărul 2, în incinta Colegiului Tehnic Henri Coandă. Vă informez următoarele. Funcționez ca medic de familie în spațiu închiriat pe bază de contract de închiriere cu Colegiul Henri Coandă din 2002. Acord asistență medicală pacienților înscriși pe lista de capitație a CMI Dr. Ganea, cât și pacienților din cadrul dispensarului școlar numărul 5, care cuprinde Colegiul Tehnic Henri Coandă, Colegiul Agricol Nicolae Cornățeanu, Școala Generală numărul 12, Grădinița numărul 17, Grădinița și Școala Lotizări. În data de 01.03.2014 s-a încheiat un nou contract de închiriere spațiu cu Colegiul Tehnic Henri Coandă, respectiv contract număr 308 din 01.03.2014, contract care a fost prelungit anual prin acte adiționale. Cu adresa numărul 99 din 15.01.2018, am solicitat o nouă prelungire a contractului 308 din 01.03.2014, iar la data de 15.02.2018, Colegiul Tehnic Henri Coandă refuză prelungirea contractului, motivând fluctuația pacienților care nu permite închiderea porții și punând în pericol securitatea elevilor. Menționez că pe aceeași poartă se intră de 40 de ani, de când sunt medic la Colegiul Tehnic Henri Coandă. Al 41-lea an
nu se mai poate că pune în pericol siguranța elevilor. De la poartă până la cabinet sunt 20-25 de metri. Fac mențiunea că în data de 19.02.2018, conducerea Colegiului Tehnic Aricoanda a blocat funcționarea CMI Dr. Ganea, punând lacăt la poarta de acces. Față de cele de mai sus, rog analizați oportunitatea funcționării CMI Dr. Ganea în baza unui nou contract încheiat cu Consiliul Local Tulcea, spațiu în patrimoniu căruia se află. Este campanie, sunt 3.400 de pacienți pe capitație și 2.600 în dispensarul școlar. În același cabinet pot funcționa și medic școlar cu program separat față de medic de familie. Nu pot să pun program, am încercat să fac, să schimb programul, să-l pun doar după amiază, colegiul cramponându-se de faptul că dimineață pacienții deranjează orele, deși se intre doar în curtea școlii, nu au acces cu elevii. Am fost pur și simplu dat afară din Consiliul de Administrație, spunând că sunt persoană străină, că nu am ce să caut, pe data de 22 februarie. Pe data de 23 am înaintat Consiliului Local această cerere. Rog, analizați oportunitatea. Bun, eu aș vrea să îndrept totuși dacă de la Colegiul Tehnic Aricoanda este cineva, noi am invitat și pe dânsii ca să... Pentru că în lipsa unui răspuns sau a unui punct de vedere din partea Colegiului Tehnic, mi-e foarte greu să ne exprimăm noi, pentru că nu știm exact ce se dorește acolo și am ascultat punctul de vedere al doamnei doctor. Era interesant dacă și din partea colegiului venea cineva ca să vedem și care e punctul dânșilor de vedere. Așa, nu știu ce putem să spunem noi. Mie mi-e expiră contractul pe data de 28 februarie. Eu pe 1 aprilie trebuie să semnez contract cu Casa de Asigurări. Deci mă pune în situația de a refuza să asigur asistență medicală prin lipsă de medici. Predau oricând capitație. Dar nu sunt medici. De aceea am rămas... Dacă îmi permite, doamna președintă. Vă rog. Este o problemă care ține legat de bucătărie interioară. Adică dumneavoastră trebuie să respectați niște hotărâri ale Consiliului de Administrație ale școlii, pentru că ați încheiat contract cu Consiliul de Administrație a școlii respective. Corect. Noi, Consiliul Local, nu putem. Deci până acum 40 de ani s-au respectat și acum al 41-lea nu se mai respectă? Eu sunt de acord cu dumneavoastră, numai că nu noi, Consiliul Local, trebuie să rezolvăm o problemă ce ține de bucătărie interioară. Deci Consiliul de Administrație al Școlii m-a dat afară din ședință, a spus că nu am ce să caut acolo, că nu trebuie să ascult eu problemele care se discută pe învățământ. Și, în consecință, ne vom întâlni în altă parte. Ăsta a fost răspunsul domnului director adjunct. Am schimbat, am sunat la Ministerul Sănătății și mi-a spus că pot să schimb programul de activitate, dar o zi pe săptămână să am dimineața. M-am dus pe data de 23, am înaintat Consiliului de Administrație schimbarea programului luni, marți, miercuri, joi, de la ora 12, ca urmare am fost dat afară. A spus, nu se discută. S-a trimis o notificare, se ia de bună. Deci nu mi-a admis contestație. Vă dați seama, nu putem să intervenim peste hotărârile ale Consiliului de Administrație ale școlii. Asta vreau să... Domnul consilier Tulcu, vă rog. Cred că domnul primar a avut dreptate. Trebuia să fie aici prezent și un reprezentant al colegiului Aricoanda. Pe de altă parte, nu sunt de acord cu ceea ce spunea colegul Stoica, că știu că sunt niște legi care guvernează, dar să ținem cont că doamna doctor activează acolo, am înțeles, de câțiva ani de zile, buni, ani buni. Și cred că sunt și niște legi acea care sunt nescrise și care trebuie ținut cont, că nu după o activitate de 40 de ani acolo,
și mai ales că, așa cum se menționează, Tulcea duce lipsă de medici și nu e așa simplu să dăm afară un medic de familie în care își desfășoară activitatea de 10 de ani de zile. Cunosc cabinetul, se poate rezolva amiabil, are intrare separată, și nu cred că deranjează pacienții sistemul de învățământ. Cred eu că poate altele sunt motivațiile pentru care doamna doctor a primit această înștiințare, dar cred că până la urmă se poate ajunge, dacă este bunăvoință, la o înțelegere amiabilă, fiindcă, așa cum spunea și dânsa, la 1 aprilie se fac noile contracte cu Casa de Asigurări, și care, printre documentele care trebuiesc prezentate, și programul, în afară de program al cabinetului, și adresa cabinetului și modul în care își desfășoară activitatea. Vă mulțumesc. Propun că nu știu cum să vă răspundem în acest moment, pentru că nu avem niciun punct de vedere din partea unității de învățământ, ca aceasta, ca reprezentanții acesteia să fie prezenți la ședința din martie, că mai devreme nu avem când, să ne facă și un punct de vedere în scris în care să prezinte motivat acest refuz de a încheia un contract cu dumneavoastră. Deci eu vă pot lăsa notificarea care mi-au făcut-o cabinetului. De ce nu se semnează? E bine să avem din partea dânșilor un răspuns, un punct de vedere, și aș ruga aparatul să facă o astfel de invitație în scris celor de la Colegiul Henri Coandă. Doamna președinte, dacă îmi permiteți și mie, vă rog. O întrebare pentru domnul Florențiu, în spiritul rezolvării acestei situații. Se poate încheia contract direct între DIAP și doamna doctor și cabinetul doamnei doctor? În acest moment. Nu, în sensul că proprietarul fiind Consiliul Local, mă gândeam că se poate încheia colegiul. Deci administratul este colegiul. Societatea de transport public, așa... Hai, ca să nu trecem la societate, că doamna a venit într-un fel și a plecat într-un altul. Eu vreau să întreb ce colegi consilieri locali sunt în Consiliul de Administrație la Metalurgic? Știați de această problemă? Am fost informată de această situație. Nu am participat la ședința respectivă, pentru că nu am putut. Am fost informată asupra acestui aspect, dar nu văd ce poate să facă Consiliul Local sau un vot al unui consilier local, membru în Consiliul de Administrație a școlii respective. Nici nu văd ce soluție, rezoluție am putea să dăm noi Consiliul Local împotriva unui vot al unui Consiliu de Administrație, chiar dacă avem și un punct de vedere al entității respective. Înțeleg că școala dorește să înlocuiască acel cabinet medical cu o chestiune utilă pentru școală. Bun, acum nu știu, nu cunosc, dar dacă un cabinet medical nu e util și e util altceva acolo... Dar este un cabinet medical a unui medic de familie, nu a școlii respective, din câte am... Asta era interesant să fie prezentă totuși... Eu am întrebat dacă totuși ați fost informați, nu am fost informată, nu am participat la ședința respectivă pentru că nu eram în localitate. Nu să responsabilizez pe cineva, doar dacă totuși
dintre consilierii locali, reprezentanți, știu de acest caz. Bun, o să îi notificăm și să-i rugăm să ne prezinte punctul de vedere scris către Consiliul Local și o să-i rugăm să fie și prezenți aici, că să vedem care e punctul lor de vedere, că poate e justificat sau poate e dintr-o altă zonă, nu știu. Nu cunosc dedesubturile și dedesubturile la sensul bun al cuvântului. Nu știu exact care e situația acolo. Da. Am încheiat acest punct. Domnul consilier Marin. În ședința de Consiliu din luna ianuarie i-am solicitat domnului director un program de măsuri pentru organizarea și reabilitarea întreprinderii. Am crezut că ne-l pune la mapă luna asta, ședința asta. Domnul director, am crezut, deci da, a trecut, am înțeles, n-ați avut autobuze, n-ați avut ordonanța. La ora actuală aveți toate condițiile ca să ne prezentați acel program. Știți, mă gândesc că nu pe 10 ani, pe 2 ani, atâta să ne-l faceți. Pentru că ordonanța ta durează 2 ani și după aceea... Domnul Zidil, nu se poate face un program pe 2 ani în lipsa unui acord sau măcar a unor discuții cu primăria, pentru că noi suntem condiționați de profitul pe care îl obținem, având în vedere că el este precizat foarte clar în contractul de delegare. Și atunci STP nu poate face investiții la nivelul la care și-ar dori ca să-și acopere parcul auto. Deci nu putem, în acest moment, nu putem să vă punem la dispoziție un plan de măsuri, să-i spunem, pentru următorii 2 ani. Noi am prezentat în Consiliul de Administrație un raport, am inserat în el variante de lucru pentru următoarea perioadă, dar în absența unui dialog cu primăria și a unei decizii a primăriei până la urmă cu privire la parcul auto, nu avem ce program să vă pune la dispoziție. Vă spun foarte inițiat sincer. Acest dialog cu primăria? Sigur că da, chiar și astăzi am fost, despre asta poate să vă spună domnul primar mai multe. Există o variantă cu un credit de la BERD, lucrurile sunt în desfășurare, dar din punctul meu de vedere și dacă așteptați de la mine un răspuns, îmi pare rău, dar eu nu vi-l pot da. Pentru că v-am zis, nu funcționăm 6 luni cu autobuzele pe care le avem, am funcționat și în perioada asta grea, programul de transport e acoperit, dar pentru un plan de viitor care să fie și viabil, aici doar primăria poate să hotărească, pentru că ea va aloca fonduri. Știți din ce cauză tot îl cer? Prin faptul că domnul primar ne-a arătat cu degetul când a fost chestia cu ordonanța. Și mă gândesc că peste 2 ani domnul primar o să ne arate iarăși cu degetul că nu v-am pus la dispoziție autobuzele. Și nu, deci eu vorbesc de 2 ani atâta, că e vorba de ordonanță, domnul primar. Deci nu pot să comentez eu, nu pot să comentez eu discuția dintre dumneavoastră și domnul primar. Poftiți? Îmi cere să comentez niște discuții. Nu, deci eu atunci solicit să veniți cu un program, poate nu să nu, Consiliul de Administrație. Eu știu. O decizie în sensul ăsta poate să fie luată doar de către primărie, pentru că ea va aloca fonduri. Nu știu, adică mă gândesc că o să scoateți un profit anul ăsta și cum s-a întâmplat la servicii publice, să ne trezim că o să doriți 6 salarii compensatori sau cum? Mă gândesc. Nu, să știți că la mine acea bonificație este cea mai mică din Tulcea. A, nu. Doar de 6 salarii minime pe economie, așa că nu vă faceți griji, nu acolo să fie problema. Profitul nostru este mic, să știți, este de câteva, este undeva între 300 și 400 de mii de lei. Deci cu banii ăștia noi nu avem cum ce să investim în autobuze. Vă dați seama. Deci doar primăria poate să decide și primăria știu că are niște pași făcuți în sensul ăsta. Am înțeles, deci nu puteți. Bun. Bun,
rămâneți un pic. Eu am citit cu cel mai mare interes materialele prezentate de dânsul și hârtia primită de la Ministerul Administrației sau Ministerul Justiției și răspunsul pe care l-ați dat dumneavoastră. Dar deși faceți referire la multe pagini de anexe, văd că ați atașat doar o singură anexă. Poate s-o fi atașat greșit, poate n-a fost scanat, dar în materialul respectiv spuneți foarte clar că sunt multe pagini de anexă. În realitate avem doar un tabel cu autobuzele. Eu am totuși niște nelămuriri strict din ce a scris dumneavoastră, în materialul pe care l-a scris dumneavoastră și l-ați și semnat. Eu, de exemplu, nu știam că în timpul incendiului ar și un autoturism. Totuși, dacă cu mare greutate am reușit să încercăm să înțelegem de ce trebuia să stea toate autobuzele înăuntru... Autoturismul era unui angajat... N-am terminat întrebarea vostră. Da. Deci, dacă cu mare greutate am înțeles autobuzele care plecau a doua zi la 5 dimineață puteau să stea acolo, că era vremea rea. Ați zis că vara nu stau, iarna stăteau acolo. Dar microbuzul, autocarul, nu le-ați mai folosit de foarte mult timp. Autocarul a fost închiriat. Microbuzul făcea linia 9. Deci era... Și autocarul? Funcționa în regim de autobuz. Autocarul era acolo pentru că... Nu puteți folosit ultimat. Bun, nu trebuie să-mi răspundeți acum, dar autocarul nu puteți spune că a doua zi pleca în curs. Nu, autocarul era acolo pentru că... În imaginile filmate în imediata atunci dimineața apare chiar lângă ușă și o șalupă. Deci... Am vrea să ne spuneți cu exactitate ce căuta șalupa și ce căuta acel autoturism și dumneavoastră, proprietate personală. Dumneavoastră știți că aveți totuși un regim de parcare în zona respectivă. Da. Totuși, deci, întrebarea este, acel autoturism, cum stătea el în hala societății? Deci, acel autoturism care se afla în capătul opus al ușilor, deci n-am împiedicat cu nimic. Deci nu vorbim de poziționarea lui. Era pus acolo de un angajat care urma să-l ducă la remat. Asta e. Probabil că iarăși. E vreo vină, adică n-am piedicat cu nimic, nu din cauza autoturismului a luat foc. Dar, iar despre șalupele care au acolo domnițiu, o să prefer să vă spun ale cui erau, ale cărei instituții erau, după ședință. Da? Vă mulțumesc, dar aș vrea să spuneți... Au fost luate imediat după aia. De ce autocarul respectiv avea 797 de litri de motorină la bord, conform anexei pe care ați dat-o dumneavoastră? Pentru că el a fost luat cu rezervorul plin de la cel care l-a adus când s-a terminat contractul de închiriere. Deci vrea să țineți acolo ca să... Știți foarte bine că erau anunțuri date inclusiv în Bursa și în Capital, urma să-l închiriem. Deci știți că eram în căutarea unei firme care să închirieze autocarul. Și ce discuție am avut? Că nu l-am închiriat pentru că vi s-a părut în AGA că prețul pe care îl dădeam era prea mic. Iarăși într-unul dintre punctele... Da. Lăsați că o să vă solicit în scris. Păi chiar vă rog. Mulțumim, domnule director. Dacă mai sunt discuții pe marginea acestor materiale, dacă nu mai avem un material din partea unei societăți, Fraher Distribution, ne aduce la cunoștință, cred, despre situația străzii Forestierului. Nu s-au mai efectuat lucrări de reparații în ultimii 10 ani. Și alte nemulțumiri. Cred că cei de la Aquaserv sunt. Doamna președintă, l-am invitat pe domnul director, pentru că ca să reluăm discuție, că e vorba de POIM, strada Forestierului este spre Fabrica Poporul. Și dumnealui va avea niște lucrări acolo și o să le explice celor de la Fraher, care într-adevăr aduc bani suficient de mulți la buget și n-au condiții normale de transport. Bună ziua! În legătură cu strada Forestierului, noi în listele de investiții am cuprins-o
consultantul lucrează acum la ea, undeva pe 2-3 aprilie trebuie să vină cu draftul de SF. SF-ul îl aprobăm pe data de 15, ca așa este calendaristic. După data de 15 aprilie o să urmeze caietele de sarcini pentru strada respectivă și pentru zona respectivă. Că aici e vorba și de cartierul Livezilor și cel de la ieșirea din Tulcea. Nu. Baltag, da, mulțumesc. După calendar, ar trebui undeva în luna lui octombrie făcut caietele de sarcini și proiectul tehnic, apoi scoase spre licitație. Undeva la anul putem să știm, undeva în primăvară, dacă licitațiile nu sunt duse pe instanță și... Deci, asta ce am la momentul respectiv. Acolo, pe strada forestierului, sunt vreo 3 conducte micuțe din oțel și una trasă de operatorul Fracker de apă și canalizare. Dacă sunt fonduri și de urgentare din partea OAT-ului sau a Consiliului Local pentru bucățica respectivă, dar ținând cont că el trebuie să alimenteze pe inel și ce înseamnă străzi periferice. Cam asta este situația care pot să vă prezint la momentul ăsta. Puțin acum, domnul director, cu tot respectul colegial, rețeta asta i-am mai servit-o și eu, îmi cer scuze de domnului de la Fracher și să uită în ochii mei și nu mai are încredere și îi dau și dreptate. Pentru că tot la îndemnul dumneavoastră am tot spus că aplicația numărul 2 va începe la sfârșitul anului 2018. Este clar că nu va începe atunci și noi am discutat într-o operativă și am dat ca un orizont de timp 2020. Și Fracherul ține de vreo 5-6 ani cu motivația aplicației numărul 2 și dacă îi mai spunem acum că în 2020 e posibil să înceapă lucrările acolo, o să dea cu basca de pământ și o să plece de aici, în condițiile în care este unul dintre cei mai importanți agenții economici din Tulcea și nu numai dânsul. Evident că toată lumea își dorește ca aplicația asta să fie mai repede. Nu va fi, n-are rău să mințim lumea. Și aici ar trebui să știe și cei din cartierul Sud, Vii, Mesteceni, Vărărie, Baltă, ca să nu ne mai ascundem după deget, că aplicația numărul 2, domnul director, mai devreme de 2020, nu se va înfige hârlețul, ca să nu mai vorbim prostii, să știe oamenii. Din vina cui, nu știu, a sistemului de finanțare, ca să nu fac alte probleme, sau a nu știu cui, nu știu, că poate aveți noastră o explicație de ce inițial s-a plecat cu ideea de sfârșitul anului 2018 și acum ajungem la 2020. E greu să construiești ceva în România, e greu. Cel mai ușor e să te înjuri pe Facebook. Dar a trebuit să spunem cum stau lucrurile, pentru că oamenii ăștia nu mai suportă situația asta, eu mă pun în pielea lor și atunci mă gândesc dacă n-ar fi totuși bine în regim de urgență să trecem, să asfaltăm stradă și o vedea noi că nu au venit aplicația asta numărul 2. Și asta vreau să vă spun că este o abordare și pentru alte câteva străzi din municipiu pe care noi le ținem blocate de ani de zile pentru aplicația numărul 2, care tot urmează să vină, să vină, să vină. Noi n-am reușit nici aplicația numărul 1 să o închidem și ăsta era un alt subiect de discuție, pentru că pe acest minunat Facebook, unde este o alienare de te doare capul, dar unele dintre voi sunt pertinente, ne întreabă cetățenii cei cu 14 noiembrie, unde și acolo avem un constructor, n-a mai venit, nu știu cum o să vină și cu vremea, nu știu și cu strada Păcii cum o să fie, noastră sugerați că poate ar fi bine ca primăria să o preia în lista de investiții. Cu ce? Cu revoluția fiscală, care ne-a creat un deficit de 27 de milioane în bugetul local? Mă îndoiesc. Deci ar trebui să fim foarte tranșanți. Să-i spunem omului
și dânșilor de acolo și atunci nu avem decât în opinia mea două variante. Fie să așteptăm minunata aplicație numărul 2, e clar cu termen de implementare a sfârșitul anului 2020, fie să ne asumăm așa că infrastructura care este, dar aici trebuie să avem și punctul dânșilor de vedere, să trecem în regim de urgență la covor asfaltic pe stradă, dar să ne asumăm împreună situația că infrastructura e aia care rămâne și că alta nu se mai poate după ce am asfaltat, după 5 ani de zile nu mai avem voie să mai intervenim. Și aici trebuie să lămurim lucrurile foarte clar. Așteptăm aplicația sau asfaltăm forestierului, dar așa moare, cel puțin pentru 5 ani de zile, cu sistemul de apă și canalizare la care e, dacă e. Astea sunt lucrurile. În rest, dacă merge pe varianta asta, e clar că nu se poate face din POIM, următoarea cerere de finanțare. Și ceilalți care vor fi în zonă nu vor fi beneficiate de canalizare și cel puțin apă la o presiune normală. Păi de forestierul este decât societatea comercială și o, pentru o stație de pompare într-o stație de pompe de la liceu agricol. Și respectiv liceu agricol descarcă... Pe strada forestierului sunt un număr de agenți economici. Ceilalți agenți economici, cu excepția lui Fraher, care și-a făcut, înțeleg, rețea proprie de evacuare apei uzate în strada Isaccii. Băi, evacuează sub presiune. Celelalte societăți unde evacuează apa uzată? Au puțuri absorbante, au alte sisteme de reținere. Deci nu în canalizarea orașului. Deci o colectează într-un rezervor, iar cu o pompă vine și deversează într-o sistem. O fosă, eu zic rezervor. Da, fosă. Poftim, fosă. Efectiv, acum avem problemă delicată și cu partea de personal și cu mașinile care efectiv le ducem la servici din ce în ce mai des. E un strigă de ajutor. Pur și simplu. Nu mai știm ce să facem. Degeaba avem bunăvoință din partea doamnei vice și trimite din când în când câte un utilaj și îndreaptă drumul ăla. Dar dacă o iei pietonal din strada Isaccii până la locul de muncă, pur și simplu trebuie să schimb cu încălțămintea. Nu eu, șef, l-am oprit. Bun, e de ajuns, e în regulă. Deci lucrurile sunt foarte clare. Putem să trecem în regim de urgență, să asfaltăm strada, dar vă spun că 5 ani de zile, în afară de faptul că pierdem proiectul, 5 ani de zile nu mai avem voie, conform contractului de garanție, să intervenim sub nicio formă pe stradă de a mai investi în infrastructura de apă și canalizare. Deci așa cum suntem, așa rămâne. Domn primar, la un moment dat a fost ideea de a începe cu un prim strat asfaltic, da, după care să vină cu investiția și stratul final. Eu știu că partea asta de asfalt se pune de două ori. A fost și ideea asta, am zisă. Conductele sunt din anii 50-60 acolo. E o țăr pontă. Bine, vă dați seama că eu nu pot asuma chestia asta. Strada va fi, dacă va apare avarii, cetățenii trebuie să profite de acolo. Se va interveni în zonă și o să... Right. Noi, din punctul nostru de vedere, nu e nicio problemă, în sensul că noi ne-am făcut separat și evacuare și alimentare cu apă. Eu nu pot garanta la ceilalți ce se întâmplă și cum au ei. Deci 500 de metri de asfalt nu se pot pune pe acea porțiune. Să așteptăm, am înțeles, acel SF științifico fantastic, nu știu ce înseamnă. Dar găsim tot felul de motivații. Eu cred că și în Tulcea am văzut
străzi care au fost asfaltate de curând și iar alte lucrări. Deci se poate găsi o soluție dacă... La orice covor asfaltic, constructorul dă o garanție pentru 5 ani de zile. Dacă intervii în interiorul acestui termen, pierzi garanția și ți-asumi răspunderea. Sunt întru totul de acord cu domnul Herța, pentru că știu prin ce trece. Repet, nu știu cine poate fi făcut responsabil de trenarea acestei aplicații numărul 2, care în opinia mea deja mă disperă pe mine, dar pe cei care urmează să fie beneficiari, cum repet, sunt cei din Mesteceni, Sudvii, Bărărie Baltă, sunt o grămadă de oameni care așteaptă aplicația asta numărul 2, dar mă rog, sunt zone perimetrale și unde era trecut și forestierului. Pentru că asta a fost de la început opinia, nu ne apucăm de stradă pentru că e trecut în aplicația numărul 2, care urmează să pozeze infrastructura de distribuție apă și canalizare pe toată strada forestierului, sau mă rog, până unde este în proiect. Dar, repet, mai devreme de 2020 lucrul ăsta nu se va întâmpla. Dacă spunem că se va întâmpla, vorbim prostii. Și atunci trebuie să alegem. Nu, 2018 era. Nu, a fost 2017, 2008, dar cel mai bine să vă spun, domnul Caraman. Nu am avut ce să-i fac. Eu am zis calendar restrictiv. De-aia v-am și zis, la 2019 e posibil, dacă avem contestanță și pe instanță, iar se duce de calendar 5-6 luni de zi. Dar nu putem găsi o variantă provizorie, măcar să facem un trotar, ori pe o poartă, ori pe cealaltă, și să ne trecem pe piață, să punem ceva stabil. Nu s-a pus. Nu știu de unde, care mai departe vine și toarnă și acoperă din propriile pe acolo. Dacă facem ceva profi, eu zic că nu pot să țină mai mult decât a ținut. Și până la urmă, nu am credință să avem asfalt acolo. Că înțelegem valoarea investiției și înțelegem că, de fapt, nu se face doar pentru Frahera acolo, dar trebuie să facem pentru toată comunitatea respectivă. Dar, efectiv, e imposibil de a mai circula. Sunt profi, să zicem, fotografii. Plus că oamenii sunt dispărăți. Dacă îmi permite să intervin alături de domnul Hirța, presiunea din partea angajaților este una foarte mare. Iar în momentul de față, cred că ați văzut și la nivel național, numai pe plan local, criza forței de muncă este una foarte acută. Iar noi ne chinuim să atragem forță de muncă și în momentul în care vin oamenii și se uită în ochii tăi și spun, domnule, faceți ceva, că nu se poate, e mașina mea personală, e ținuta mea, vin în condiții indecente să încep activitatea și efectiv nu avem soluții, nu știu cum să fac să-i ajut. Chiar am încercat, așa cum am scris și în adresă, o colaborare pe partea de transport public, să facem o stație de autobuz aproape de noi și șoferii de la transport public se manifestau într-un fel destul de, cum să spun eu, grav, în sensul că rup autobuzele pe acea stradă. Despre asta este vorba și facem drumul ăsta zilnic, dus-întors, la diferite ore, de dimineață, de după amiază sau de noapte. Este destul de greu. Da, mi se pare, dacă îmi permiteți, mi se pare normal să se asfalteze acea stradă, pentru că știm că s-a asfaltat în termen de 6 luni de zile 300 de metri de asfalt în satul Pescăresc și acel sat Pescăresc nu produce nimic. La ora aceasta. Deci cred că trebuie urgentat așa ceva. Dacă mai permit, da. Adaug și faptul că pe lângă angajații noștri, care sunt în medie 170, mai vin și reprezentanți din alte orașe, producători, parteneri de afaceri și nu au un impact foarte plăcut în momentul în care traversează cei 400 de metri și ridică așa din umăr, oarecum dezamăgiți. Este și din punctul acesta de vedere un aspect și de asemenea vin reprezentanții furnizorilor cu produse gen ouă, produse sensibile, perisabile și ajung cu marfa deteriorată și noi nu ne putem asuma întru totul aceste pierderi. Ne chinuim să facem față odată la concurență și odată la aceste probleme care sunt zi de zi. Vă mulțumesc!
Doamna președintă, mă gândesc că nefiind niciunul dintre noi foarte mari experți, în construcții, eu habar n-am ce înseamnă asfalt, piatră, pietriș sau așa, probabil că ar fi bine să existe o modalitate sau cineva sau chiar la voastră, domnul Hertzea, veniți cu o soluție constructivă care să nu implice asfalt și pe care să zicem că putem să ne lăsăm. Nu mai puțin, ca nu, domnul Hertzea. Domnul Hertzea ne dă bani la impozit, nu trebuie să ne găsească soluții. Soluții trebuie să le găsim noi și în speță Acuaservul ca principal, să spunem, agent care implementează acel proiect. Că... Dar el a spus foarte clar că nu, mă scuzați. Bun. Nu... Hai să... soluții și metode. Soluția nu este să venim de fiecare dată cu un favor, să împingem puțin piatra sau pământul sau mai aplicăm, că asta s-a întâmplat în ultimul an. Dar o reconfigurare serioasă și pe care să se aplice un pietriș adecvat sau un alt compozit se poate face. Nu, domnul director, Florențiu. Am trezit. Sub formă de pot izolat, s-au făcut și până acum, nu știu, dacă și de acum încolo să putem să facem proiectul să ridicăm la un nivel de calitate, să reziste măcar 2 lucruri sau 3 lucruri. În țara noastră și în județul Mircea există drumuri comunale care sunt tot pe bază de... și sunt lipsite de covor asfaltic. Ca să putem după aceea să intervenim și să facem și rețeaua de canalizare și alimentare. Că și asta este un aspect important, o utilitate. De fiecare, deci chiar la decembrie. Nu, ianuarie. Ianuarie am intervenit acolo. Deci, bun. Acum am văzut cum arată, câte gropi sunt acolo. Vedeți că... Deci nu avem utilaj. Adică ar trebui să... Acum vreau să fac totuși o corecție, să spunem, la investiția de la satul Pescresc. Nu, satul Pescresc este o emblemă a municipiului, foarte multe activități acolo, culturale, artistice și nu numai, și există și niște venituri pe care Diapul le poate raporta a turiștilor care vin acolo și foarte multe acțiuni sunt, să spunem, găzduite în satul Pescresc, un obiectiv, zic eu, important și o realizare majoră. Și profit de o ocazie ca să vă spun că, având partener ambasada Ungariei și nu numai, la sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie, va avea loc un târg național în Tulcea și exact în zona satului Pescăresc, cu produse și echipamente agricole, care va crea un interes deosebit în jurul tuturor celor care se ocupă de acest eveniment de activitate și, evident, va atrage foarte multă medie națională și nu numai la Tulcea și au ales tocmai satul Pescăresc pentru a dezvolta această acțiune. Deci este un târg național de echipamente, produse agricole și tot ce derivă din activitatea de agricultură, inclusiv industria alimentară, și au zis că este locația cea mai potrivită. Și una din condiții era tocmai accesul cât mai facil în zona. Acum, dacă unii dintre noi consideră că nu era bine să asfaltăm drumul ăla, mă rog, asta poate fi și aici un punct de vedere. În orice caz, vreau să anunț colegial și respectuos Acuaservul că din aplicația numărul 2 vom renunța la anumite străzi, da? Că nu se mai poate și vom să trecem, o să trecem urgent la reabilitarea lor și când o să vină aplicația numărul 2, o să vină. Nu putem să stăm blocați de ani de zile în aplicația numărul 2 și să nu intervenim pe străzi. Sunt anumite străzi la care vom renunța, atât timp cât nu-i semna contractul și rămân cu precădere cele din zona Mestece, în Sud Vii, Vărărie Baltă și tot ce înseamnă zona perimetrală. Iar cu forestierul trebuie să ne hotărâm. Se pare că e o variantă tot așa de provizorat, de a găsi o soluție cât de cât ca drumul să fie practicabil, chestiune care am încercat. O să o mai încercăm, poate în speranța în care găsim o soluție tehnică, să spunem, mai bună. Acum, și să punem asfalt, totuși,
Poate oamenii așteaptă de mult timp și apă și canalizare, e foarte complicat să luăm o decizie tranșantă. Domnul Călăneam, eu am o rădăminte, că m-am cam săturat să răspund în numele unor directori care au salariu la fel de mare ca al meu și să răspund eu pe canalele media pentru ce face sau ce nu face cei de la servicii publice, pentru ce face sau ce nu face Aquaservu, pentru ce face sau ce nu face Agropiețe, pentru ce face sau ce nu face STP-ul. Acolo este sunt organisme de conducere, sunt reprezentanți ai Consiliului Local, e un Consiliu de Administrație, e o conducere executivă. Mă, frate, să iasă să explice băieții ăștia, că de-aia sunt plătiți acolo. Nu să răspundă primarul pentru toate neîmplinirile sau realizările unora, că nu e corect. E foarte ușor să ne agățăm de manșeta primarului și să ne ascundem după plovărul lui. E, nu prea mai sunt dispus să accept lucrul ăsta. Fiecare să-și asume răspunderea pentru ceea ce face și să iasă plenar. Da, domnule, eu sunt directorul de la societatea comercială respectivă, eu răspund de ceea ce fac. Păi, domnul Caraman abia așteaptă să vă răspundă. Deci banii primesc de la comunitatea europeană, nu-i scot din buzunar. Dar nu vreau să... Am zis că, până la urmă, facem ceva provizor, nu neapărat așteptăm proiectul 2020, pe măsura măsură care. Adică, pe mine, personal, eu ca un nu pot să seama drumul. Știu ce înseamnă chestia asta, că am făcut un de proiecte europene. Dar, trebuie să găsim o soluție, trebuie să înțelegem că, de fapt, suntem disperați. Domnul Herțea, deci nu domnul director Caraman dă soluții de rezolvare a drumului. Domnul director Florențiu, care este de față, care este directorul Direcției de Administrare Patrimoniu, dânsul are soluții pentru rezolvarea provizorie a drumului și gospodăria comunală a primăriei. Domnul director Caraman vorbește și ne poate da relații despre alimentarea și canalizarea străzii. Deci eu cred că domnul director Florențiu poate să ne dea o soluție de provizorat. Doamna președintă, dați-mi voie și mie. Deci, știți bine, pentru aceste asfaltări sau aceste străzi, da, care se vor cu covor asfaltic, se prind în bugetul anului respectiv. Eu nu știu dacă s-a prins în buget acea stradă, până la urmă, ca să răspundă domnul Florențiu. Dar putem face altceva. Peste 3 ani, 4 ani, când va veni aplicarea etapei a doua, da? Putem turna asfaltul, da? Putem turna asfalt întreg pe acea stradă. Peste 4 ani, când va veni domnul Caraman să facă investiția, o să și asfalteze, deci, porțiunea care va fi capată. Ce mare lucru! Am mai făcut așa ceva până la urmă. Chiar dacă nu sunt 5 ani. Mă rog, facem o excepție. Da. Turnăm asfaltul cum trebuie acum, dacă putem. Și dacă avem bani, nu știu. Și nu e numai domnul Herțea acolo, sunt atâtea firme în continuare, până la capăt. Sunt vreo 4 stații de asfalt, sunt în zona respectivă. Am înțeles că și de la prelungare mare. Corect. Mulțumesc, doamna. Dar am o întrebare strict tehnică. Toate contractele au termen de garanție doar la 5 ani? Pentru că dacă n-ar avea 5 ani, mă scuzați că vă spun, dar în 3 ani eu nu văd rezolvată problema. Soluții provizorii, e clar, da? Pentru că nici nu putem totuși să
lipsim zona respectivă de o infrastructură nouă de apă și canalizare și o să încercăm să identificăm o soluție care cât de cât să țină cumva infrastructura rutieră, măcar la nivelul de intervenții de două ori pe an și nu o dată la două, trei luni ca să nebunim lumea pe acolo. Asta este situația. O altă variantă nu văd. O să ne mai interesăm la cei care sunt specialiști în drumuri, ce soluție cât de cât ar putea să aibă anduranță mai mare în timp decât cea pe care o facem noi și va trebui să ne rugăm la bunul Dumnezeu, că altfel nu știu ce să mai zic, că această aplicație numărul 2, prin hățișul birocratic și nebunesc al României noastre eternă și fascinantă, să se întâmple mai repede. Că asta e situația. Nu avem ceva ce, dar repet, anumite străzi vor fi scoase pentru că nu se mai poate aștepta. Nu știu să ajung cu informații, să... Vă dați seama că interesul meu ca lucrurile să nu stau, să stea pe loc. Tot nu vreți, acum e și greu să vă spun, mâine sau pe mâine găsim soluția și intervenim pe drum. Având în vedere ce se întâmplă afară, dar vă garantez că maxim o lună veți fi și noastră informați despre ce soluție adoptăm și ce va avea când ne asumăm, ca lucrurile cât de cât să fie într-o nuanță de măcar rezonabilitate, că condiții bune nici nu poate fi vorba. Ca totul să poată să desfășoare activitatea noastră cât de cât în parametrii normali. E în regulă. În cazul în care, eu știu, se poate, vis-a-vis de o stație de autobuz, cumva să facă un ocol, noi am avut o colaborare cu transport public, dar de fapt drumului meu, efectiv, nu mai vă simte. Corect. Da? Iar vis-a-vis de trotuarul în Florențiu, dacă tot ești invocat aici, în Salvatore la Patria, va fi să diavolul din secție să facă talele acelea care sunt, nu, mult mai accesibile ca și preț și să întindem un trotuar pe partea dreaptă, probabil, spre sensul de mergere, că acolo e cel mai facil, iar totuși să meargă pe jos. Eu nu mai știu acum în dreptul cărui viceprimar e Diapu, dar nici nu mai contează. A, la noastră, e în regulă. Bine, bun. Dacă vreți, eu și cred că am și acordul consilier, îmi cer scuze pentru situația în care sunteți noastră pus ca și societatea comercială, mai ales că sunteți unul dintre principalii contribuabili la bugetul local și ori de câte ori ați fost solicitat, ați ridicat mâna și ați fost de acord. Și lucrul ăsta trebuie spus și apreciat. Și poate chiar nu meritați. Dar asta e neșansa activității din punct de vedere geografic așezată acolo, dar vă garantez că în maxim o lună vă dăm soluția pe care noi am găsit-o ca lucrurile cât de cât să intre într-o anumită normalitate acolo, cel puțin traseul forestierului până la noastră. Că de la noastră încolo... O să vedem ce să se întâmple. E prima oară când vin în locul local și vă și un stinger de mișcroși. Sunt nici de acord. Informația de mașini și compania cu sună. De acord. Mulțumim și noi pentru înțelegere. Dacă din rândul colegilor consilieri mai sunt intervenții? Nu. În aceste condiții declar închisă ședința ordinară a Consiliului Local. Vă urez o zi bună!